Elena era supărată pe Max. Stătea vizavi cu o expresie nemulțumită și nici măcar nu încerca să-și ascundă dezamăgirea. Max oftă, gândindu-se cât de puțin își dorea acum să provoace o ceartă și deloc nu voia să asculte din nou și din nou capriciile soției. Dragă, hai, încetează să fii supărată. Așa s-a întâmplat. El a încercat să ia mâna, dar Elena și-a retras-o. Cum era posibil să nu se îngrijească de bilete din timp? Chiar și un copil ar înțelege că în sezonul estival este greu să cumperi locuri bune în tren. Ea se uita supărată la soțul ei. Acum va trebui să se lege neîncușet în loc să călătorească confortabil în vagonul de dormit de lux, ca niște oameni normali. Și nu se știe nici cine vor fi ceilalți călători. Ascultă, e doar pentru 20 de ore. Încerca Max să o calmeze pe Elena. Mâine vom fi deja acasă. Te vei relaxa, vei face o baie cu spuma ta preferată de trandafiri, și apoi vom aprinde lumânări în sufragerie, și vom turna câte un pahar din vinul tău preferat. Abia aștept, oftă femeia. Își dorea cu disperare să ajungă mai repede acasă. Nu e chiar atât de rău. Ei, ce să zici? Vom petrece ziua și noaptea cu niște necunoscuți. Îți amintești când mergeam cu trenul la clasa a treia? El sâng, amintindu-și cum, imediat după nuntă, au plecat într-o călătorie spre mare cu trenul, în vagonul cu șetă, pe locurile laterale, lângă toaletă. Era insuportabil de cald. Din toaletă veneau mirosuri neplăcute, iar pasagerii treceau constant pe lângă, trântind ușa. Ce comparație e asta? Atunci era totul altfel. Vreau să-ți reamintesc că acum 15 ani eram absolvenți săraci, iar acum suntem oameni maturi, realizați, care își pot permite confort în călătorii. Max și Elena erau căsătoriți de 15 ani. Ambii aproape de 40, de succes, frumoși, ca în tinerețe, și se iubeau. Când s-au căsătorit, visau la o familie o casă frumoasă și prosperitate, dar realitatea era cu totul diferită. Amândoi trebuiau să muncească foarte mult, iar locuiau, din lipsă de altă opțiune, într-un apartament cu două camere, al soacrei. Mama Elenei era profesoară de școală, directoare adjunctă, cu nevoia inerentă celor din această profesie de a învăța și de a sfătui pe toată lumea. Alevtina Macarovna intervenea adesea în viața tinerilor soți. Aveau dispute, dar întotdeauna, când se așezau la masa negocierilor, spunea cât de mult o iubește pe Elena și cum i-a fost greu să crească singură o fică. Elena nu își cunoscuse tatăl. Acum, însă, ei erau independenți, oameni de succes în profesiile lor. Max era scriitor. Majoritatea timpului lucra acasă, în biroul său sau în grădină, când venea vara. Editura cu care încheiase un contract acum 10 ani îi comanda constant romane noi, care se vindeau ca pâinea caldă în magazine. Elena era o analistă de afaceri foarte căutată, cu contracte bine plătite. Posibilitățile financiare le-au permis să cumpere o casă mare, frumoasă, cu toate semnele unui design modern, să amenajeze o grădină cu un mic iaz și piscină. Max și Elena trăiau în armonie, nu duceau lipsă de nimic. Dar, în timp ce se bucurau de bunăstarea lor, au realizat brusc că le lipsea un copil. Acum, când aveau totul, copiii deveniseră principalul lor vis. Totuși, Elena nu putea rămâne însărcinată. După ce a făcut un alt test de sarcină diste dimineață, a ieșit din baie mai posomorâtă ca niciodată. Ce, iarăși nu. Întrebase Max, observând că soția lui era tristă. Femeia s-a așezat pe canapia, trăgându-și picioarele sub ea. Max, spune-mi, ce e în neregulă cu mine? Aproape niciodată nu mă îmbolnăvesc. Doctorii spun că sunt bine, dar nu pot să rămân însărcinată. Elena și-a frânt mâinile. E ca un blestem. Dragă, nu trebuie să te superi așa. Max s-a așezat lângă ea și a îmbrățișat-o. Hai să mai mergem o dată la medic. Trebuie să existe opțiuni. Elena era de acord cu toate propunerile lui Max. Femeia începea tot mai des să creadă că viața lor senină ar putea fi acoperită de un nor de furtună, că Max va pleca, găsindu-și o tânără care îi va putea dărui un copil, iar ea va rămâne singură. Luând telefonul, s-a programat la doctor. A doua zi au mers împreună la medic dar nu au aflat nimic nou. Nu văd probleme pentru a rămâne însărcinată, le-a spus medicul. Dacă doriți, putem încerca fertilizarea in vitro. Ar trebui să vă gândiți la asta. Ne vom gândi, spuse Elena cu buzele strânse. Cei doi soți au ieșit din cabinet. Crezi că fertilizarea in vitro e soluția pentru noi? Elena și-a aruncat o privire îngrijorată spre soțul ei trebuie să încercăm toate variantele. Max se opri și Elena înțelese la ce se gândea. Soțul ei menționase de mai multe ori despre adopție. Nu, Max, să luăm un copil dintr-un orfelinat este foarte riscant. Poate avea o moștenire genetică proastă și apoi nu va semăna cu noi. Și eu nu voi putea niciodată să iubesc un copil străin, știind că nu l-am purtat sub inima mea și că nu e al tău și al meu. Și apoi, dacă copilul află că nu este al nostru biologic și începe să-și caute părinții adevărați. Nu, 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 asta nu o să suport. Trebuie să privești și din altă perspectivă, dragă, răspunse Max încercând să fie delicat. Nu este menirea unei femei să dăruiască fericire. Iar adoptând un copil, îi putem oferi o viață fericită și plină de bucurie. Gândește-te doar câți copii sunt crescuți fără părinți în țara asta. Știu, Max. Îmi este foarte greu să cred că ar trebui să luăm în considerare serios această variantă. Bine, o să intru să iau niște hârtii de la Paico. Trebuie să studiem totul bine și să ne gândim serios. Te aștept afară. Sărutându-și soția pe obraz, Max se îndreptă spre ieșirea din clinică. În curtea spitalului, asistentele și medicii se mișcau de colo-colo. Pacienții intrau și ieșeau pe ușă. Max s-a așezat pe o bancă, pierdut în gânduri. Ai un foc. A auzit dintr-o dată o voce necunoscută. Lângă Max s-a așezat un bărbat tânăr. Nu, nu fumez, răspunse Max. Păcat, eu mă aștept soția și sunt nervos. Ce se întâmplă cu soția ta? Se interesă Max. Așteptăm un copil. Am dorit asta de mult timp, nu ne ieșea, iar acum, de fiecare dată, merg la consultații și îmi fac griji că ceva ar putea merge prost, răspunse necunoscutul, întinzând mâna către Max. Eu sunt Nikita. Încântat de cunoștință. Max, răspunse el. Bărbatul a simțit o strângere fermă de mână într-o palmă transpirată. Și si tu aștepți un moștenitor. L-a întrebat Nikita pe Max. Din păcate, al nostru asece nu mai ajunge la noi. Max sunt trist. Înțeleg. Și noi am fost în aceeași situație. Apoi, soția mea a mers la o babă care i-a spus că trebuie să ne întoarcem acolo unde am fost infinit de fericiți și că acolo vom reuși să concepem un copil. Și s-a împlinit, ca și cum ar fi fost scris, i-a povestit Nikita. Ne-am cunoscut într-un sat, acolo ne-am îndrăgostit și apoi ne-am mutat în oraș. Cu timpul, am uitat complet de locul nostru natal. După ce a fost la babă, Soția mea a insistat să mergem în vacanță în acea zonă pustie. Și, a funcționat? Max s-a uitat la bărbat, iar acesta radia de fericire. După cum vezi, acum stau aici și aștept când iese soția de la doctor, Nikita. Sunt deja la al șaptelea control medical. Incredibil! Niciodată nu am crezut în babe. Credeam că doar oamenii naivi apelează la ele. Max observă cum Elena ieșea din clinică. Îmi pare rău, prietene, trebuie să plec. Poate schimbăm numerele de telefon? Propuse neașteptat Nikita, oprindu-le pe noul său prieten. Dacă reușiți să concepeți, împărtășește-mi vestea. Mi-ar face plăcere să te sprijin. De ce nu? Max ridică din numeri. Cei doi bărbați și-au luat rămaspun pe drumul spre casă, Max tot gândea la vorbele lui Nikita, începând din ce în ce mai mult să creadă în minuni. În general, el credea că nimic nu se întâmplă întâmplător în viață. Fiecare om își făurește fericirea în felul său. Unii se aruncă cu totul în rugăciune, merg la locuri sfinte și se roagă fanatic pentru nașterea unui copil. Alții nu așteaptă ajutor divin și iau un copil din orfelinat iar alții doar așteaptă ca timpul lor să vină. Max nu putea să aștepte. Înțelegea că vârsta soției sale le lăsa tot mai puține șanse să devină părinți cu fiecare an care trecea. Dar dacă Nikita avea dreptate? Poate, în goana lor după bunăstare, Max și Elena uitaseră să se bucure de lucrurile mărunte, să se simtă cu adevărat fericiți doar pentru că erau împreună. La cină, Max i-a povestit soției despre întâlnirea cu Nikita și despre cum ei au mers într-un sătuc, unde fuseseră foarte fericiți. Îți imaginezi, le-a reușit. Soția lui Nikita e deja în luna a șaptea. Spunea Max cu entuziasm. Mă bucur pentru ei, a răspuns Elena posomorâtă, jucându-se cu furculița în farfurie. Dar tu? Îți amintești unde am fost noi nebunește de fericiți? a întrebat Max, privindu și soția. Elena și-a ridicat ochii către el. Din amintirile emoționante, ochii s-au umplut de lacrimi care stăteau gata să se reverse. Știa prea bine. Și și-a cum rămăsese însărcinată în luna de miere, dar, considerând că era prea devreme, că un copil le-ar împiedica să-și construiască carierele și că a trăi cu un copil în apartamentul mamei sale ar fi fost de nesuportat, făcuse un avort. Max plecase atunci la niște cursuri, iar păcatul Elenei rămăsese neobservat de tânărul ei soț. Doar Aleeftina Macarovna, mama Elenei, știa despre decizia fiicei sale și păstra secretul, uneori reproșându-i acesteia pentru ceea ce făcuse. Îmi amintesc, Max. Eram atât de tineri atunci, spuse Elena încet. Ce-ar fi să plecăm în vacanță? să mergem în acel sat de vacanță unde am petrecut luna de miere. Vom retrăi totul, ochii lui Max străluceau de anticiparea călătoriei. Poate că Nikita are dreptate. Poate trebuie doar să fim acolo unde am fost fericiți. Elena, obișnuită să gândească rațional și pragmatic, clătină din cap. Ești un romantic incurabil, Max, spuse ea sorbind din paharul de apă minerală. Dar doctorii ne spun că nu există nicio problemă. Deci problema nu e la tine, ci la noi. Max insista din ce în ce mai mult să plece la mare. Trebuie să ne relaxăm, să uităm de muncă, să încetăm să mai calculăm, să monitorizăm ovulațiile tale. Hai să plecăm pur și simplu în vacanță. Dar. Cum rămâne cu romanul tău? Nu l-ai terminat încă, nu-i așa? Întrebă soția. Nu contează. Sunt sigur că, întors din vacanță, îl voi termina foarte repede, răspunse Max. Nu știu. Tu ești un om inteligent și totuși crezi în asemenea prostii. Elena se ridică de la masă și început să strângă vasele. Max o privea. Își iubea enorm soția. În cei 15 ani de căsnicie, ea nu încetase să-l atragă. Cu fiecare an, frumusețea ei devenea tot mai rafinată, ca și cum ar fi fost învăluită de un val de înțelepciune și feminitate eternă. Deci, iau bilete pentru la mare. Întrebă Max cu tandrețe, privindu-și soția. Bine, iale. Dar, în plin sezon, îndoiesc că vei găsi ceva decent. Las asta pe seama mea. Deci, suntem de acord. Mergem în vacanță subdevizat spre trecut. Elena a râs, privind cum soțul ei a alergat cu entuziasm spre laptop pentru a planifica călătoria, a alege locul pentru vacanță și a rezerva biletele. Incurabil romantic, se gândi din nou ea. Numai că Elena nu avea nici cea mai mică idee despre ce avea de gând soțul ei iubit. Doamne, Maxe, de ce tocmai aici? Exclamă uimită Elena când taxiul se opri la adresa indicată de soțul ei, lângă un gard de tablă ondulată. Puteam să ne permitem un hotel bun în soci, nu o casă dintr-un sat. În primul rând, în hoteluri nu mai sunt camere libere, și în al doilea rând, dragă, ai uitat că am venit aici să ne scufundăm în anii tinereții noastre fericite. Atunci nici nu ne-am fi permis un hotel în soci. Hai să mergem, îi aminti Max. Era o casă obișnuită de la țară, unde pe terenul dintre pomii de piersic și grădina de zarzavaturi se aflau construcții cu camere improvizate. În esență, acestea erau cămăruțe cu minimum de confort, un pat, o măsuță cu două scaune, un fierbător electric și câteva tacâmuri. Aici nici măcar aer condiționat nu e, exclamă Elena. Nu, Max, hai să căutăm ceva mai confortabil. Ea era gata să-i avaliza și să plece, dar soțul o opri. Nici de cum. Eu rămân aici. E un loc plăcut și nu sunt atât de mulți oameni ca în soci. În plus, vom veni aici doar pentru a dormi, a face duș și. Alte câteva lucruri, râse Max, căzând pe pat. Săptămâna petrecută de soți în stațiunea de vacanță iar i a adus în anii tinereții. După nuntă, au reușit să adune bani suficienți pentru a-și organiza luna de miere într-un loc similar, cu minimul de confort. Dar cât de fericiți erau atunci! Și iată, după 15 ani, Max și Elena se bucurau din nou de o vacanță fără griji, fără muncă, întâlniri importante sau negocieri de afaceri. Se scăldau pe o plajă sălbatică împreună cu galiș, mâncau porumb fiert și, de fiecare dată când se întorceau în cămăruța lor, se iubeau. Elena a învățat repede să se descurce cu dușul improvizat de afară și, deja din a doua zi, nu mai bombănea că Max îi aducea cafea solubilă la pat în loc de espresso proaspăt și aromat. În toată mica vacanță pe care Max i-o organizase soției, Elena a avut o dispoziție excelentă. Însă, când a venit momentul să se întoarcă, și femeia a aflat că vor călători la cușetă și nu la vagon de lux. Starea ei de spirit s-a schimbat brusc. Deși trenul nu plecase încă, pasagerii umpleau treptat vagonul, iar soția lui Max privea surprinsă la călătorii cu copii, valize și sacoșe care treceau pe lângă ei. O grimasă de nemulțumire îi apărea pe față. Femeia se ruga doar pentru un lucru să nu aibă parte de colegi de compartiment bărbați, de la care, în această căldură, nu ar fi putut să nu simtă mirosul de transpirație iată compartimentul nostru. Intră, spuse Max. Ei au văzut o fată care aducea în compartiment o valiză. Stai jos, nu te încurca, îi spuse ea unei fetițe de vreo 5-6 ani. Fetița era slăbuță, îmbrăcată într-o rochiță simplă, cu două codițe de păr blond, ușor ondulat. Fetița s-a așezat, iar mama ei a încercat să urce valiza pe raftul de bagaje. Vă ajut eu, se oferise Max, observând că fata nu ajungea. Mulțumesc, răspunse aceasta. Eu sunt Vera, iar aceasta e Liza. Eu sunt Max, iar aceasta este soția mea, Elena, se prezentă el și își prezentă soția. O cunoaștere obișnuită între colegii de compartiment, care urmau să petreacă un timp împreună într-un spațiu restrâns. Nu obliga la nimic doar să nu fie deranjanți unul pentru altul, să nu creeze situații neplăcute și să ajungă liniștiți la destinație. Veniți de la odihnă? Întrebă Max, iar imediat primi o privire nemulțumită din partea soției. Nu, din păcate, răspunse Vera, privind cu tristețe la fica ei. Mergem la înmormântarea bunicii Lisei, mama mea. A fost bolnavă mult timp și acum a murit. Îmi pare rău, acceptați condoleanțele mele, spuse Max cu un sentiment de jenă. Văzând privirea nemulțumită a soției, bărbatul hotăr să nu mai pună întrebări. Totuși, își concentra atenția asupra colegei de compartiment. Se comporta modest. Era îmbrăcată foarte simplu, fără stil, cu un tricou și o fustă lungă. Aspectul ei era nepretențios. Cu puțin machiaj, iar părul castaniu pieptănat era prins într-o coadă la ceafă. Vera era complet diferită de turiștii și călătorii obișnuiți. Draga mea, vrei să-ți aduc cafea? O întrebase Max pe soția lui, încercând să-i ridice moralul. Nu, nu vreau, răspunse Elena încet și se uită pe fereastră. Eu vreau. Vreau ceai și biscuiți, exclamă vesela fetiță Liza, fățându-se pe scaun. Liza, așa se cere. Și, în plus, nu am bani. Am cheltuit ultimii bani pe bilete, pișuieră vera fiicei sale. Stai cu minte și nu deranja. Vreau ceai, vreau să mănânc, se bosumflă Liza, încrucișându-și mâinile pe piept. Mai încet. O apostrofă mama tânără și privi vinovată către Max. Scuzați-mă, vă rog, am stat prea mult în gară, spuse ea. Nicio problemă. O să-i cer însoțitoarei să ne aducă ceai pentru toți, zâmb bărbatul către fată. Poate vreți cafea? Nu, mulțumesc, aș bea doar un ceai, răspunse modest aceasta. Max ieși din compartiment și se întoarse curând, întinzându-i fetiței o ciocolată. Ia, imediat îți aduc ceaiul. Din păcate, nu au biscuiți, spuse el. Mulțumesc! exclamă fetița, primind bucuroasă ciocolata din mâna bărbatului, desfăcând ambalajul și începând să mănânce ciocolata, pocnindu-și buzele pline. Cât de drăgălașă este, gândi Max în sinea lui. Inima îi se bucura și îi se strângea în același timp, uitându-se cum Liza mănâncă ciocolata. Se vedea că îi plăceau mult dulciurile. Dar, după felul în care arătau mama și fica, Max înțelegea că Vera nu o răsfăța de scut dulciuri și alte delicatese. După ce Liza a băut ceaiul, a cerut de la Vera caietele și creioanele. Tanti, desenează mi o fetiță, te rog. Ceru fetița Elenei. Aceasta ridică mirată ochii spre ea, apoi se uită descumpănită la soțul ei. Elena nu era o persoană creativă, avea o gândire matematică și nu prea știa să deseneze. Lasă că desenez eu, se oferi Max să o ajute pe fetiță, observând că soția lui nu reacționează cu entuziasm la rugămintea fetei. El se așeze lângă micuță, iar Vera se mută lângă Elena, pentru a le face loc lui Max și Lizei. Soția lui Max privea cum acesta se ocupa de fetiță, iar starea ei de spirit, deja stricată de faptul că trebuia să călătorească la cușetă, se înrăutățea și mai mult din cauza faptului că Max era atât de absorbit de joaca cu Liza. Fața lui era fericită. Părea că soțul uitase de toate și se concentra doar pe Liza, care râdea zgomotos, bucurându-se de desenele pe care le făcea pentru ea Max. Soțul dumneavoastră desenează foarte bine, remarcă Vera talentul lui Max. Este artist? Nu, scutură din cap Elena soțul meu este scriitor. Max Ignatiev, poate ați auzit de el. Cum să nu? Chiar l-au arătat la televizor anul trecut, parcă, îi a părut pe față Veronica -i o expresie de admirație. Da, răspunse Elena, fără să-și amintească niciun reportaj despre soțul ei. Sunteți norocoasă, Max se înțelege foarte bine cu copii, adăugă Vera, făcând din nou un compliment. Probabil copiii dumneavoastră își iubesc mult tatăl. Elena privea tăcută pe fereastră. Nu voia să vorbească cu Vera despre lucruri foarte personale. Nu avea chef să-i spună nimic acestei tinere femei, care, spre deosebire de ea, avusese norocul să simtă ce înseamnă să fii mamă. Dar discuția lor, ușor auzită de Max, îl determină să intervină. Nu avem copii, Vera. Spuse el pe un ton calm. Încă nu. Nu știam. Îmi pare rău. Afară începuse să se întunece. Vera îi spuse fiicei sale să strângă caietele și creioanele și să se pregătească de culcare. Fetița a fost puțin capricioasă, spunând că nu vrea să doarmă, dar femeia s-a uitat sever la ea, iar micuța, plecându-și capul, a început să se dezbrace. Noi mergem să luăm cina, a spus Max, întinzându-i Elenei mână. Voi culcați-vă, nu vă vom deranja. Copilul chiar ar trebui să se odihnească deja. Să vă aducem ceva din restaurant? Vera a refuzat, mulțumindu-i politicos bărbatului. Max și Elena au ieșit. În vagonul restaurant erau foarte puțini oameni. Doar câteva mese erau ocupate. Așa că soții și-au găsit cu ușurință un loc și au comandat mâncare. Încă ești supărată? O întrebă Max pe soție. Hai, termină, mâine vom fi acasă. O să te odihnești, vom înota în piscină, vom petrece încă o zi împreună. Ai acordat multă atenție acelei fetițe, ai desenat atât de frumos cu ea. Este minunată, nu crezi? Foarte istiață și simpatică. Elena tăcu puțin, învârtind furculița în salată, apoi spuse fără să-și ridice privirea, nu este corect. Ce anume, draga mea? Max mesteca cu plăcere carnea, simțind că era foame. Nu este corect ca Dumnezeu să le dea copii celor care nu-i pot crește corect. Crezi că Vera este o mamărea? Întrebă surprins bărbatul. Nu despre asta e vorba. Ai văzut cum sunt îmbrăcate. Vera nu are nici măcar bani să-i cumpere ceai fetiței. Ce poate să-i ofere ea în viață? Răspunse Elena indignată și supărată. Așa este. Max încetă să mai mestece, înțelegând că soția se va supăra din nou și că va trebui să o liniștească. Ști, dacă am luat un copil din orfelinat, i-am putea oferi ceea ce nu va vedea niciodată. Și eu încep să cred că ai dreptate, Max, spuse Elena, dând din cap în semn de acord. Dar va dura ceva timp. Probabil trebuie să urmezi niște cursuri pentru părinți adoptivi, să adun documente, certificate medicale și alte lucruri. Atunci să ne ocupăm de asta, draga mea. Între timp, putem merge la orfelinat să vedem copii. Vom reuși, sunt sigură, spuse ea. Bine. Max înțelese că acea mică Liza fusese ultimul punct în lungul său dialog cu soția despre adopția unui copil. În sufletul său începu să spere că Elena va reflecta din nou și va accepta să devină mamă adoptivă pentru un băiat sau o fată. Când soții s-au întors în compartiment, Liza dormea dulce pe bancheta de jos, cu capul adâncit în pernă, iar Vera dormea pe bancheta de sus. Făcându-și loc fără să facă zgomot, și ei s-au întins la culcare. Elena a dormit repede, dar Max tot se gândea la cum se vor întoarce acasă și se vor apuca serios de tot ce era necesar pentru a lua un copil. În jur de ora trei dimineața, trenul s-a oprit într-o gară. Max a auzit cum Vera cobor de pe locul ei și ieși încet din compartiment. Probabil a ieșit să ia aer sau să meargă la toaletă, gândi bărbatul, adormind. Când trenul porni din nou, Max dormea deja adânc. Doar că Vera nu se mai întoarse în compartiment. Vera crescuse într-o familie completă. Avea atât mamă, cât și tată. Mama lucra ca șefă de secție într-un magazin universal. Arăta mereu frumos, se îmbrăca bine. Tatăl era maestru la o fabrică. Era puternic și foarte, foarte bun. Despre astfel de bărbați se mai spune că sunt plastilină. Pot să modelezi din el tot ce vrei. Așa făcea și mama verei, alea. Orice ar fi dorit, Semion îndeplinea fără întare dorințele ei. Un sejur la un sanatoriu pe litoral? Nici o problemă. Un nou accesoriu de 8 martie. Soțul împrumuta bani, dar îi cumpăra cercei sau o brățară. Familia nu era bogată. Dar nici săracă. Exact ca multe familii stabile. Dar într-o zi, când Vera avea 12 ani, a fost martora unei certe între părinți. Nu te mai iubesc, înțelegi asta? A exclamat tatăl, iar Vera, care tocmai intrase în apartament, rămase nemișcată în hol. O iubesc pe ea și vom avea un copil împreună. Copilul nostru. Semion, dar cu noi, cu mine și cu Vera, cum rămâne? Ne părăsești. Plângea mama. Alea, crezi că pot proceda altfel? În câteva luni se va naște fiul meu. Trebuie să fiu lângă el. Răspunse bărbatul. Dar noi avem pe Vera, încerca Alea să-și convingă soțul. Știi foarte bine că Vera nu este fiica noastră. Am luat-o doar pentru că tu nu puteai avea copii, i-a replicat Semion. Cum o să mai cresc fata singură acum? Continuă să-l implore mama Verei. Nu pot. Am fost împotriva deciziei tale de a o lua din orfelinat. Acum s-a terminat. Iartă-mă, trebuie să plec. A lăsat-o pe soție în bucătărie și a mers în hol, unde s-a întâlnit cu Vera. Tată, unde te duci? Întrebă fetița, ridicând spre tatăl ei ochii plini de lacrimi. Ne părăsești pe mine și pe mama? Mama ți va explica totul. Adio, Verușa. Tatăl închise ușa apartamentului în urma lui, lăsând cheile pe măsuță. În bucătărie, mama plângea necontrolat. Vera se apropie încet și îi puse mâna pe umăr dar aceasta se întoarse și îi respinse mâna. Totul e din cauza ta. Șoptise cu răutate femeia, murdărindu-și fața cu rimelul întins și se închise în dormitorul conjugal. În acea seară, Vera și-a încălzit singură cina, a mâncat și s-a culcat. Mama nu ieși din cameră nici a doua zi. Iar seara, când se întoarse de la școală, Vera bătu la ușă. Mamă, ești acolo? Nimeni nu răspundea. Fetița împinse ușa și văzu o scenă îngrozitoare. Mama ei zăcea pe podea, iar sub ea se întindeau bălți de sânge. Mamă! Mamă, ce ai? Se repezi spre ea Vera, dar aceasta nu mai răspundea. Fetița alergă spre telefonul din hol, formă 03 și chemă ambulanța. În 15 minute o duceau pe Alina pe targă. Vera, înspăimântată, nu plângea, doar privea totul ca și cum ar fi văzut un film de groază la televizor. Mâine sună la spital sau vorbește cu medicul de gardă, îi spuse femeia în halat alb. O să-ți spună tot. Va trăi? Șopti fata. Da, răspunse doctorul, mângâind-o pe cap. Dar nu va mai fi niciodată la fel. Vera nu înțelese atunci ce voia să spună medicul de pe ambulanță. De ce nu va mai fi la fel? Ce înseamnă asta? Două săptămâni a trăit singură în apartamentul părinților. Vera își pregătea singură micul dejun, mergea la școală, iar după ore se grăbea la spital să-și viziteze mama. Alina se schimbase mult. Era foarte palidă. Doctorii spuneau că pierduse mult sânge și că, dacă nu ar fi fost Vera, care a chemat la timp ambulanța. Mama ei stătea întinsă în pat, tăcută, privind în tavan. Ploapele ei nu se mișcau, de parcă uitase cum să clipească. Iar Vera îi povestea zilnic despre notele ei, despre cum clasa urma să participe la sărbătoarea orașului, despre profesoara de geografie, căreia cineva îi pusese gamă de mestecat pe scaun. Dar Alinei nu-i păsa când mama a fost externată, Vera spera că lucrurile vor reveni la normal. Dar, după ce a făcut un duș și s-a schimbat, Alea a ieșit din apartament și, când s-a întors, a pus pe masa din bucătărie o sticlă și un inel de cărnat de Cracovia. Vera o privea fără să spună nimic. Femeia a scos din dulap un păhărel, a turnat din sticlă și a dat pe gât, apoi a rupt cârnatul și l-a dus la nas, inalând cu lăcomie mirosul pleacă de aici. Nu vreau să te văd. I-a spus, în cele din urmă, mamei Vera. Fata s-a retras în camera ei. Din acea zi, oricât s-ar fi străduit, mama nu a mai dorit să vorbească cu ea ca înainte, nu i-a mai zâmbit și nu i-a mai cumpărat prăjituri sau bomboane delicioase. Nu, mama i-a asigurat micul dejun, prânzul și cina în fiecare sâmbătă făcea o mare spălare, iar duminica călca rufele și îi aducea Veronei uniforma școlară curată și călcată. Alea mergea la muncă și, când se întorcea, aducea mereu acasă pungi pline de alimente. Doar că acum își petrecea fiecare seară în compania unei jumătăți de litru. Așa a trecut un an de când tatăl a plecat de acasă, spunând că are o altă femeie și că va avea în curând un copil un an de când Vera a aflat că părinții o luaseră dintr-un orfelinat și, de fapt, erau străini pentru ea. Nu i-a spus nimănui, ținea totul în ea și spera că mama va dori să vorbească cu ea. Dar mama și-a înlocuit relația cu fica cu noi cunoștințe. Când Vera era în clasa a noua, mama a fost concediată de la serviciu. Șeful magazinului o avertizase de mai multe ori pe alea că nu va tolera dacă va mirosi alcool. Dar ea doar dădea din mână și încerca să o trimită departe pe șefă. Așa că răbdarea șefei a ajuns la final, chiar dacă îi părea rău de alea. Toți din magazin știau de situația ei, că soțul și-a găsit pe altcineva și că ea a rămas singură cu o fată adolescentă. Dar când a devenit clar că alea ignorat toate avertismentele, i s-a propus direct să-și dea demisia, amenințând că altfel va fi concediată din cauza comportamentului. Să se ducă toți dracului. Îi spunea mama Veronei, golind un alt păhărel în bucătărie. Ce pot înțelege ei din viața noastră? Ce pot ei ști despre cum e gol și dureros aici? Femeia s-a lovit cu pumnul în piept, acolo unde se află inima. Vera încerca să o liniștească pe mama, spunând că totul ar putea fi bine din nou, dar aceste cuvinte nu făceau decât să o enerveze. Alea înțelegea că nu mai putea recupera nimic. O femeie străină îi furase soțul, atrăgându-le cu o sarcină, iar el, acel câine nenorocit, fugise în brațele ei. Cea mai mare dorință a Veronei era să termine școala, să intre la facultate, iar dacă nu reușea, să-și găsească o slujbă și să devină independentă. Până atunci, trebuia să suporte bețiile mamei și să aștepte, să aștepte și să aștepte dar într-o zi s-a întâmplat ceva oribil. În acea zi, când s-a întors de la școală, Vera a înțeles că mama avea din nou oaspeți. A aruncat o privire în bucătărie și a văzut-o pe mama beată, stând pe genunchi unui bărbat cu torsul gol, acoperit de păr negru. El râdea cu poftă, apucându-i cu lăcomie sânul femeii cu o mână mare, băgându-și mâna sub halat. Oh, a venit fetița mea! Hai, stai cu noi. El e Jora, musafirul meu. Mormăia alea cu greu, cu limba împleticită. Da, stai cu noi. Bărbatul a împins un scaun, scoțându-le de sub masă. Vrei să bei? Cum să bei? E doar un copil. S-a indignat Alia, mângându-le pe obraz pe musafir. Bărbatul a râs La vârsta ei, deja poate naște copii. Jora a făcut un semn cu degetul către Vera. Spune-mi, băieții te-au. Ahaș, te-au cucerit. Vera s-a retras brusc. I se făcuse greață privind la mama ei și la bețivul ei. Închizând ușa, s-a grăbit să rămână singură în camera ei. Dincolo de ușă se auzeau râsul beat al mamei și mormăitul prietenului ei, Jora. Vera și-a apăsat palmele pe urechi, pentru a petrece câteva minute în liniște și să nu mai audă acele sunete enervante. Cât de mult m-am săturat de toate astea, gândea Vera, ascultând cum se distrează mama ei cu prietenul, cum vecinii loviau în calorifere, încercând să o facă pe alea să înceteze petrecerea zgomotoasă, cum cineva bătea cu putere la ușă. Apoi mama ei se certa cu vecinii pe palier. Aceștia, din nou, promiteau să cheme poliția, dar prietenul alăci i-a trimis la naiba, înjurând murdar, și a trântit ușa. Vera s-a așezat pe pat fără să se dezbrace. Și-a tras pătura peste ea, încercând să nu mai audă sunetele care veneau din bucătărie. După plecarea tatălui, viața ei se transformase într-un coșmar lung, care se prelungea zi de zi. Și când avea să se trezească din el, nu știa. S-a trezit brusc, Simțind o mână străină, pipăindu-i corpul sub pătură. Fata cu greu și-a deschis ochii și l-a văzut pe jora lângă ea. Prietenul de băut al mamei respira greu asupra ei, mirosind de alcool. Ce faci? Pleacă de aici. A strigat Vera, sărind din pat. Era speriată, își închidea grăbită nasturii cămășii. Bărbatul părea că nu înțelege nimic. Ca un nebun. A apucat-o pe Vera de mână și-a tras-o spre el. Fata s-a clătinat, abia reușind să se țină pe picioare. Hai, ridică fusta! Joraș a strecurat mâna sub fusta școlară pe care Vera nu o dăduse jos înainte de a se culca. Pleacă! O să țip! L-a amenințat ea pe alcoolic, care îi strângea fesele cu degetele lui lipicioase. Fata a simțit cum el îi trage chiloții. Mamă! Mamă! Alungă-le! A strigat Vera. Mama ta doarme. A obosit Alca și mi-a dat voie să mă distrez cu tine, a spus Jora, trântind-o pe Vera pe pat. Fata a fost paralizată de groază. Se zbătea, se smucea, se răsucea din tot corpul, încercând să scape de sub Jora, care se năpustise asupra ei cu torsul său transpirat. Dar forțele erau inegale. Bărbatul, deși era abiat turtă, o ținea strâns pe Vera, în timp ce își cobora pantalonii. Când totul s-a terminat, Jora nici măcar nu s-a gândit să plece din cameră. Respirând greu, a scos un geamăt prelung și s-a lăsat pe spate, hârâind satisfăcut și, în aceeași clipă, a început să sforăie. Tremurând din toți porii de groază și de zgust, Vera a fugit din cameră. În bucătărie, la masă, cu capul sprijinit pe mâini, dormea mama ei. Pe jos se ceau sticle goale. Mucurile de țigară au căzut din scrumieră și erau împrăștiate pe masă lângă coci de pâine și bucăți de salam. – Mamă, uită-te ce mi-a făcut jora al tău! A izbucnit Vera în plâns, încercând să-și trezească mama. Aceasta și-a ridicat cu greu ochii spre fică, aruncând o privire tulbure în jurul bucătăriei căutând resturi de alcool. Și unde e Jora? Am urmă Italia. În camera mea. Mamă, el m-a violat. Uită-te la mine. Vera a încercat să-i transmită mamei sale oroarea ceea ce se întâmplase. Femeia se ridică ușor, cercetând masa cu privirea. De ce te vaiți? Eu i-am permis. Spuse ea cu o voce împleticită, iar aceste cuvinte o făcură pe Vera să simtă fiori pe tot corpul. Tu. Tu i-ai permis să fac asta cu mine. Întrebă Vera îngrozită. Și ce? Jora e obosit, trebuie să se relaxeze. Ce? Să cadă din picioare. Spuse femeia nonșalant, terminându și băutura alcoolică. Jora, omule, mai bine du-te la chioșcul de noapte și ia niște vodcă. Vera rămase fără cuvinte, privindu și mama. Se părea că nu o deranja deloc faptul că tovarășul ei de băutură îi violase fica. Mai mult decât atât, chiar i-al trimisese în camera fetei pentru a se distra. Ca într-o ceață, Vera se întoarse în cameră. Jora sfărăia în patul ei. Fata deschise dulapul, scoase o pereche de blugi și un pulover, pe care și le puse în grabă, aruncând dezgustată fusta pătată de sânge. Își puse geaca pe deasupra, își legă rapid și returile adidașilor și ieși din casă. Afară era încă întuneric, dar o fâșie subțire de lumină începea deja să se întrevadă la orizont. Vera mergea fără să se gândească unde, doar se plimba pe stradă, ignorând câinii vagabonzi măturătorul care curăța locul de lângă chioșcul de noapte și șoferul unei mașini care strigase că e oarbă când traversase strada. În mintea ei nu era niciun gând. Doar vocea batjocoritoare a mamei răsuna din nou și din nou. Eu i-am permis. Jora e obosit. Trebuie să se relaxeze. Doar e bărbat. Ajunsă la peronul gării, Vera se așeză pe o bancă. Simțea o nevoie teribilă de somn stația era încă pustie. Fata și-a tras picioarele sub ea, a pus rucsacul luat de acasă sub cap și a închis ochii. Dacă aș fi fost copilul ei natural, nu ar fi făcut niciodată asta cu mine, gândia înainte de a dormi. Vera se trezia auzind zgomotul trenului care se apropia. Prima garnitură de dimineață se opri în dreptul platformei. Fata deschise ochii și se așeze din nou pe bancă te-ai odihnit. Auzi o voce necunoscută, iar când se întoarse, văzu un băiat lângă ea. Vera se înfioră, trăgând ferm fermoarul gecii până la gât. Păcat că nu ai luat și o pătură cu tine, zând băiatul. Și ce urmează? Nu înțeleg, răspunse Vera. Întreb, unde mergi de aici? Acasă? Probabil părinții tăi te caută deja. Băiatul o privea cu ochii să întunecați, cu o ușoară ironie în privire. Ce treabă tu? Se încruntă ea. Niciuna, răspunse el indiferent. Unde-i casa ta? Te conduc dacă vrei. Nu, acasă nu mă întorc, răspunse Vera hotărâtă. Părinții m-au exasperat. Tonul băiatului părea aproape compătimitor. Nu mai am pe nimeni. Nu mai există nimeni, spuse Vera trist, amintindu-și de Jora, plin de transpirație, respingător și mirosind de alcool, și de mama ei, pe care nu o interesa nimic altceva decât următorul pahar de băutură. Înțeleg. Stai aici un pic, spuse băiatul, ridicându-se de pe bancă și plecând pe platformă. Vera îl urmărea absent cu privirea. Pe platformă începuseră să apară primii călători. Unii se grăbeau spre muncă, alții se întorceau din tura de noapte. Printre ei erau și grădinari de la țară, ușor de recunoscut după ținuta simplă și ruxacurile din mâini. Băiatul se întoarse, ținând în mâini două pahare de cafea, unul dintre ele îl întinse verei. Ia, te încălzește, spuse el așezându-se din nou lângă fată. Vera luă paharul de la el băutura caldă îi dădea o senzație plăcută de căldură. Era ceva timp de când nu mai băuse cafea. În casa lor cu alea nu aveau nici măcar cafea. Mulțumesc! Le dai cafea tuturor pe la gară? Întrebă fata. Nu, doar celor care întâmpină dimineața pe o bancă. Eu sunt Nikita, dar tu? Vera. Și unde ai de gând să mergi, Vera? O întrebă noul ei cunoscut. Nu știu, dar cu siguranță nu mă întorc acasă, răspunse fata hotărât, terminând cafeaua. Băiatul o privea cu interes. Vera observase deja că avea niște ochi foarte frumoși. Buclele negre ale părului său cădeau pe frunte și umeri. Vrei să vii cu mine? Întrebă el brusc. Unde? Se miră Vera. Și ce mai contează? Mă gândesc că ție nu-ți pasă unde, doar să nu fii acasă, nu-i așa? Așa e, spuse ea, atunci hai, tocmai vine trenul nostru. El se ridică și intinse verei rucsacul ei, care stătea pe bancă. Ezitând o clipă, fata se ridică și îl urmă pe Nichita. În acel moment, Vera nu voia să se gândească la destinație. Decise că astăzi va începe o viață nouă și va încerca să uite pentru totdeauna de părinții ei adoptivi, care s-au dovedit a nu fi niciodată adevărați. Nikita o duse pe Vera la o căsuță veche de vacanță. Era o mică casă de grădină aproape de oraș, la doar două opriri de tren. Aici trăiau bunicii mei, spuse băiatul, lăsând-o pe Vera să intre înăuntru. Doar că au murit, așa că acum locuiesc eu aici. Fata privi în jur. Pereții erau tapetați cu un tapet decolorat, dar încă decent. Lângă fereastră era o masă acoperită cu o față de masă din material textil, cu franjuri. Două taburete. Iar în colț, lângă sobă, un pat de fier. Locuiește aici? Întrebă Vera surprinsă. Ce e așa de ciudat? E un loc decent. Sobă funcțională, dacă e fric, pot să o aprind. Dar am și un radiator. Mâncarea o aduc din oraș, gătesc singur. Și vecinii. De ce întrebi? Nu te întreabă vecinii de ce locuiești aici singur. Mă cunosc din copilărie, ca și faptul că bunica și bunicul au murit. Ce le pasă lor? Uneori se interesează cum o mai duc, dar e doar din politețe pe nimeni nu interesează cu adevărat ce fac. La fel și pe mine, spuse Vera clătinând din cap. Uite, nu știu ce ți s-a întâmplat, dar mi-am dat seama imediat că suntem suflete pereche. Sau, să spunem, prieteni în suferință. Rămâi aici dacă vrei. Nikita o privia, iar Vera simțea o liniște interioară sub privirea lui caldă. Fata nu știa ce va urma, ce va face de acum înainte, dar era sigură de un lucru: acasă nu se va întoarce și viața nu va mai fi niciodată la fel. Au trecut câteva zile. Seara, când Vera curăța cartofi pentru a pregăti cina, Nikita s-a întors din oraș agitat și emoționat. Ce s-a întâmplat? întrebă fata. Mâine mergi cu mine, spuse băiatul. Unde și de ce? Se miră Vera. Nichita pleca adesea din satul de vacanță, se întorcea cu provizii, iar Vera nu-l întreba unde merge și din ce trăiau, iar el nu-i povestea nimic despre viața lui. mâine voi spune totul," răspunse evaziv băiatul și se așeză pe pat. A venit timpul să mă ajuți să facem bani pentru noi amândoi." Au trecut cinci ani. Vera și Nichita locuiau împreună. Se mutau frecvent trăind în case sărăcăcioase de la marginea orașului. Asta o cerea ocupația lor. Nikita era un hoț. La început, fura cu îndemânare portofele de la călătorii neatenți din trenuri, dar de când Vera apăruse în viața lui, băiatul își schimbase puțin metoda de îmbogățire. Acum, ei doi jefuiau șoferii de mașini scumpe. Cuplul își alegea o mașină potrivită, așteptând ca șoferul să se urce și să pornească. Atunci, Vera cădea sub roata din spate, iar apoi, cu un talent actoricesc demn de teatrul Bolșoi, se prefăcea victima. În câteva minute, timp în care fata gemea și se plângea, iar șoferul speriat încerca să-i ofere primul ajutor, Nikita reușea să fure o geantă sau un portofel din mașină și dispărea. Apoi, și Vera dispărea. Cuplului le ajungeau banii. Și soarta le surâdea. În tot acest timp, nu fusese răprinși, arestați sau închiși. La început, Verei nu-i plăcea ceea ce făcea nichita. Dar, treptat, a început să fie prinsă de adrenalină. Și mai era și faptul că îi ura pe acei oameni bine îmbrăcați, bogați, din mașini luxoase. De ce ar trebui să-i fie milă de ei? Aveau totul, nu le lipsea nimic iar dacă ar împărți un pic din bunurile lor cu Vera și Nikita, nu ar simți o pierdere prea mare. Doar au pierdut niște bani. Oricum, acești oameni au atât de mulți bani. Într-o zi, stând în brațele lui Nikita, Vera l-a întrebat pe băiat, ce se va întâmpla în continuare, Nikita? Ce vrei să spui? Întrebă el, trăgând dintr-o țigară. Nu putem să facem asta toată viața. Ea îi lua țigara din mână și trase și ia un fum, scuturând cenușa într-o cutie goală de bere. M-am săturat să ne mutăm din oraș în oraș. Da. Și ce vrei să faci? El îi mângâie părul desfăcut. Mi-ar plăcea să ne așezăm undeva la mare, să cumpărăm o căsuță cu grădină, să plantăm flori și să nu mai avem nicio grijă, spuse fata visătoare. Ai dreptate. Și mie mi s-a făcut lehamite de aceste chestii mărunte, răspunse Nikita. Și ce te gândești să faci? E o chestie. Trebuie doar să planificăm bine. Ce chestie? Îl privi vera curioasă. Nimic complicat. Dar putem câștiga imediat un milion sau chiar mai mult. Un milion de ruble? Atunci am putea cumpăra căsuța la mare. Exact. Și dacă punem lucrurile pe făgașul corect, putem avea nu doar o căsuță, dar și o mașină, haine scumpe și o viață de plăcere. Ei bine, spunem ce ai plănuit. Vera abia aștepta să afle planurile lui Nichita. Toate la timpul lor, draga mea. Nu te grăbi! Așa ceva nu se face pe fugă. Vera nu avea motive să nu aibă încredere în Nichita. În cei cinci ani în care soarta îi unise, băiatul nu-i dăduse niciodată motive să se îndoiască de el. Nu simțea teamă, iar de fiecare dată când ieșea la treabă, Vera simțea un val de adrenalină, entuziasm și dorința de a pune câteva pachete de bannote în geantă. Dar ceea ce i-a propus Nikita câteva zile mai târziu i s-a părut la început prea riscant și sortit eșecului. Nidriv, din tine ar ieși o actriță grozavă, cu greu mă abțin să nu-ți aplaud când văd cum îi înșel pe șoferi în mașinile lor de lux, o asigura băiatul. Totul îți va ieși bine, trebuie doar să ai încredere în mine. Apoi vei avea casa la mare și viața frumoasă. Vera s-a gândit și a acceptat. Nu avea ce pierde în viața asta, în afară de Nichita. Iar el i-a promis că va fi mereu lângă ea. Elena se trezi când cineva o mângâia ușor pe umăr. Femeia deschise ochii. În fața ei stătea Liza, cu fața adormită și părul răvășit. Tanti Elena, vreau la baie. Șopti fetița. Femeia se așeză, uitându-se la fetiță. Max dormea pe patul de sus. Vera nu era acolo. Liza se foi pe loc, arătând clar că nu mai putea să aștepte. Trebuia să meargă la toaletă. Unde e Vera? Întrebă Elena. Nu știu. M-am trezit și nu era. Mă duc eu cu tine la baie. Oftând, Elena se ridică și își puse adidașii. Hai! Ia, încercând să nu-l trezească pe Max, deschise ușa compartimentului și ieși pe coridor, ținând-o pe liza de mână. Când Elena și fetița s-au întors, Max se trezise. Arăta a dormit, dar preocupat. Coborând de pe patul de sus, Max găsi pe masă un bilet lăsat de Vera, și acum nu știa cum să-i spună soției sale despre el. Mai sunt trei ore până ajungem acasă, și văd că v-ați împrietenit. Cum ai dormit, micuțo? Spuse bărbatul, uitându-se la ceas. Bine, răspunse fetița. Elena îi se păru că Liza nu era deloc preocupată de lipsa verei din compartiment. Se așeză calmă la masă, sprijinindu-și bărbia în mâna ei micuță, uitându-se pe geam. Vera nu e nicăieri, îi spuse Elena soțului ei. Cum adică nu e? Nu înțelese Max. M-am trezit, fetița vrea la baie, dar mama nu e. Ridică din umeri Elena. Poate a ieșit undeva? Ce să caute, Max, în vagonul trenului? Hai să fim serioși! Unde ar putea ieși? Îi aruncă Elena o privire iritată. Nu știu, poate la vagonul restaurant. Max, trezește-te! Ce restaurant? În primul rând, e închis, iar în al doilea rând, nu avea nici bani să-i cumpere copilului un ceai, și tu vorbești de restaurant. Auzi cuvântul ceai ușiliza cerul, unchiule Max, mie foame. Și vreau ceai. Soții se priviră confuzi. Erau într-un compartiment, cu o fetiță străină, iar mama ei nu se grăbea să se întoarcă. Situația era mai mult decât ciudată. Bine, o să merg să aduc ceai și o să întreb la conductorie dacă are ceva de mâncare. Max se ridică, pregătindu-se să iasă din compartiment. Și poate întreb și de Vera, să vedem dacă a văzut-o cineva. Ia-mi și mie o cafea, te rog, Max, spuse Elena. Bărbatul ieși, iar ea privi tristă către fetiță, care își legăna picioarele fără griji. Ce mamă ciudată și irresponsabilă a Liza. O lăsase singură în compartiment și plecase cine știe unde. Când avea de gând să se întoarcă, nimeni nu știa. Probabil se întâlnise cu niște cunoscuți, și acum stătea în alt compartiment sau chiar în alt vagon, uitând complet de copil. Bună dimineața! Salută Max, controlorul! Aș vrea un ceai și două cafele, vă rog! Desigur, zâmb tânăr, îmbrăcat în uniformă cu fustă și cămașă albă cu mâneci scurte. Aveți chef de niște napolitane? Îi ofer ea un pachet colorat. De ce nu? Napolitane să fie. Eu le voi duce în compartiment, mulțumesc, spuse controlorul, în timp ce Max plăti, scoțând câteva bancnote din portofel. Tocmai se pregătea să plece, dar brusc se întoarse și întrebă: Ați văzut-o pe Vera? Fata care călătorea cu noi. A plecat de mult timp și nu s-a întors. Da, a coborât din tren, răspunse controlorul surprinzător de prompt. Cum a coborât? Când și unde? Întrebă uimit Max. Noaptea, la o stație mică. Am fost surprinsă și eu, pentru că destinația finală de pe biletul ei era alta, dar se pare că avea nevoie să coboare acolo, continuă controlorul. Faptul că Vera a urcat în tren cu o fetiță și a coborât singură nu părea să o surprindă pe femeie, dar Max păstră tăcerea, reflectând. Întors în compartiment, Max se așeză lângă Liza, mângâindu-i părul dezordonat. Nu știa cum să-i spună soției sale că Vera dispăruse, dar Elenei nu-i scăpase expresia preocupată a soțului. Ceva nu este în regulă. E vorba de Vera? Întrebă ea. Hai să ieșim puțin, să vorbim, spuse Max în șoaptă. Controlorul puse ceaiul și cafeaua pe masă, urându-le o băutură plăcută. După ce deschise pachetul de napolitane, Max îl împinse către Liza. Savurează-le, iar noi ne întoarcem imediat, spuse el și îi făcu un semn Elenei să-l urmeze. Lundu și cafeaua, Elena ieși împreună cu soțul. Vera a dispărut, îi spuse el Elenei. Cum adică a dispărut? Controlorul a spus că a coborât noaptea la o stație. Eu am auzit că ieșise din compartiment, dar am crezut că se duce la baie. Max privea absent pe fereastră, încercând să-și dea seama ce ar trebui să facă în continuare. Minunată mamă! Lasă copilul cu niște străini și pleacă. Nu înțeleg cum astfel de femei pot avea copii, că replică Elena indignată. Ai dreptate. Dar acum trebuie să ne gândim ce să facem cu Liza ce altceva decât să-i spunem controlorului. Vor chema poliția sau cine mai trebuie în astfel de cazuri, spuse Elena surprinsă, cu ochii mari. Am altă idee, Max scoase din buzunar o hârtie, o notiță găsită în compartiment. Uite ce am găsit, zise el, întinzându-i hârtia Elenei. Elena ridică din sprâncene în timp ce citea scrisul de mână dezordonat. Aveți grijă de Liza! Iertați-mă! Vera! Nu înțeleg nimic, Max. De ce ar trebui să avem grijă de fetiță? Și pentru ce își cere Vera iertare? A fugit. A abandonat-o pe Lisa și ne-a lăsat-o nouă. De aceea a lăsat acea notiță. Nu, nu pot să cred asta. Trebuie să vorbim cu șeful trenului imediat. Liniștește-te! Max o prinse de mână pe Elena, care deja se îndrepta spre compartimentul controlorului. Nu-ți place de Liza? E atât de drăguță și văd că v-ați împrietenit. Nu te înțeleg, Max, exclamă Elena, dar el îi acoperi repede gura cu mâna, implorând-o să-l asculte. Hai să o luăm noi. Te rog. Micuța Liza este atât de minunată, să o aducem acasă cu noi, te rog. Max, ai nebunit. Nu e un obiect, nu e o jucărie. Elena nu-și credea urechilor. Și nu avem niciun document pentru Liza. Cum vom explica faptul că avem un copil în casă? Voi găsi o soluție, dragă. Cu conexiunile și banii noștri, cred că putem aranja totul legal. Te-ai gândit ce va simți fără mama ei? Va vrea să se întoarcă, va întreba de ea. Încerca Elena să-l descurajeze. Ce mamă? Unde este acum? Și ce îi poate oferi acea femeie? Te-ai gândit la viitorul acestei fetițe? Max, asta e răpire. Nu pot să fac asta. Nu vreau să ajung în închisoare, ripostă Elena. Nu înțelegi? Ea a lăsat o scrisoare practic, a renunțat la copil. Uite, scrie, aveți grijă de Liza. Chiar dacă mama asta se mai întoarce, orice tribunal va lua în considerare această scrisoare și îi va retrage drepturile parentale. Max era vizibil implorator. Scumpo, oricum ne-am gândit să adoptăm un copil dintr-un orfelinat. De ce nu ar putea fi Liza? Nu-ți place de ea? Max o privea cu atâta speranță în ochi, încât Elena a început să se gândească serios la propunerea lui. Și ea se pregătise psihologic pentru ideea că nu va deveni mamă biologic. Gândul că Max, bărbatul ei, plin de viață și infinit de drag, ar putea să o părăsească pentru o femeie care i-ar putea dărui un copil îi provoca frică. Max, și mie îmi place de Lisa, dar mi-e teamă. Răspunse Elena. Nu te teme, o să reușim. O asigură Max, sărutând-o. Poate că asta era destinul, gândi Elena. Poate Liza a ajuns la ei cu un motiv, împreună cu mama ei nepăsătoare. Au coborât din tren toți trei. Elena o ținea de mână pe Liza, în timp ce Max căra bagajele. Au luat un taxi, iar Liza, spre surprinderea lor, acceptă fără probleme să meargă cu ei. Ea nici măcar nu s-a interesat unde a dispărut mama ei. Dar Elena s-a grăbit să-i explice Lisei, fără să mai aștepte întrebări suplimentare. Înțelegi, Liza, Vera a trebuit să plece de urgență. Aha, a dat din cap fetița, și nimic mai mult. Ajungând la casa lui Max și Elena, Liza alerga fericită prin grădină. Ce frumos e aici! striga ea alergând ba tufișurile de trandafiri, ba spre piscina cu apă limpede. Pot să fac baie? Poți, dar mai târziu. Acum trebuie să ne odihnim și să mâncăm ceva. Dar s-a dovedit că nu era nimic de mâncare acasă. Ce ar putea să-i dea de mâncare unei fetițe de cinci ani? Elena privea îngrijorată rafturile din frigider, broccoli, țelină, un cârnat care trebuia aruncat. Am o idee, i-a spus Max soției sale, Lisei, cu bucurie. Mergem la cafenea și vom lua prânzul acolo. Ura! Vreau foarte, foarte mult să merg la cafenea. O să fie înghețată? Elena și Max au râs, privindu-se la cât de bucuroasă era fetița. Desigur că o să fie. Au răspuns soții la unison cuprinște senzația că acum sunt părinții Lisei, Max și Elena încercau cu toată puterea să o facă pe plac fetiței. Cei doi soți priveau cu plăcere cum Liza mânca piure de cartofi și chiftele, sorbind suc de portocale, cum își ștergea conștiincios cura, murdară de înghețată de ciocolată, cu un șervețel, și cum se bucura la propunerea de a merge în parc. Apoi au intrat într-un centru comercial și au cumpărat tot ce îi plăcea Lisei, rochii frumoase, Costume, pantofiori și adidași cu luminițe pe talpă, jucării și articole pentru creativitate. Max, trebuie neapărat să cumpărăm un colac de not. Cum o să mă scald în piscină fără el? A exclamat fetița, oprindu-se lângă o fântână în care pluteau jucării gonflabile. Alecele pe cel care îți place? A întrebat-o Max cu un zâmbet, ținând în mână vreo 15 pungi cu haine noi pentru Liza. Pe acela, în formă de pește, a arătat fetița cu degetul. Peștele gonflabil a fost și el cumpărat de Max și Elena. Liza îl trăgea după ea și cu greu l-a în mașină. Toți trei s-au întors acasă absolut fericiți. În întâmpinarea lor a ieșit Levțina Macarovna, ca întotdeauna aranjată, într-o rochie de afaceri sobră și cu părul coafat, pe tocuri privea mirată la fetița de lângă fica și ginerele ei. Mamă, fă cunoștință, aceasta este Liza. Anticipând explicațiile dificile cu mama ei, Elena simțea cum zâmbetul îi se șterge de pe față. Liza, aceasta este Levțina Macarovna, mama mea. Bună! Fetița a făcut cu mâna și a fugit în casă, târând după ea colacul gonflabil în formă de pește. Max și Elena o priveau cum pleacă. Cine e fetița asta? A întrebat strict mama Elenei. Mamă, te rog, nu te îngrijora, o să-ți explicăm totul, o să-ți povestim totul. S-a grăbit Elena să o liniștească. Hai să mergem pe terasă, să bem ceva rece. Ce căldură! Ei, mergeți voi, iar eu mă duc la Liza. Max a fugit repede de lângă soacra sa, înțelegând că va urma o discuție dificilă. Ajungând-o din urmă pe Liza în casă, el o ajuta să despacheteze cumpărăturile, aruncând din când în când o privire pe fereastră la soția și soacra sa, așezate pe terasă. Și o să locuiesc cu voi pentru totdeauna. A întrebat fetița. Totdeauna, totdeauna. Îți place camera ta? E mare și are balcon, dar e plictisitoare, a răspuns fetița. De ce plictisitoare? Ceva nu e bine. S-a mirat Max, privindu-se prin cameră. Păi, nu sunt jucării, nu e o masă, a spus Liza. Cum adică, ce masă? Cea la care o să desenez, a explicat fără să clipească fetița. Cu un scaun. Aha, Asta nu e o problemă. Mâine îți cumpăr masă și scaun. Max a privit din nou pe fereastră și a văzut cum Elena o conduce pe Levțina Macarovna spre poartă. Răsuflând ușurat, a coborât, lăsând-o pe Liza singură în camera pe care soții au decis să-i o aloce fetiței. Desigur, mama ta a spus că suntem nebuni. În ochii lui Max se citea o întrebare. Și nu doar asta, a zâmbit Elena. A spus o mulțime de lucruri. Profesorii au asta în mod profesional. Să bombardeze pe cineva cu o grămadă de informații în doar câteva minute. Și să știi că a fost complet nepregătită, apariția Lizei a fost o surpriză totală pentru ea. Cei doi soți au început să râdă. Părerea soacrei nu mai conta acum pentru ei. Se simțeau cei mai fericiți oameni de pe pământ. Acum o aveau pe Liza. Tot restul serii, Max s-a jucat cu fetița în grădină. În timp ce Elena studia internetul, citind articole despre educația copiilor, întocmea o dietă corectă de la cei mai buni nutriționiști și nota pe o foaie programul zilnic pentru școlari. Ea își dorea foarte mult să fie o mamă bună și nu avea nicio îndoială că va reuși. La urma urmei, se descurcă cu o echipă întreagă de avocați, specialiști în marketing programatori și finanțiști, iar acum era vorba doar de o fetiță de cinci ani. Era deja foarte târziu când au reușit să o pună pe Liza la culcare. Fetița tot nu voia să se întindă și să închidă ochii. Elena i-a citit o poveste, iar Max i-a spus o istorie despre o fetiță care nu voia să doarmă și, prin urmare, nu a crescut. Dar Liza tot nu putea dormi. Iar când somnul a învins-o în cele din urmă, cei doi soți au închis încet ușa și au mers în dormitorul lor. Nu credeam că e așa de greu să culci un copil, i-a spus încet Elena, lipindu-se de pieptul soțului. Doar s-a epuizat, s-a supraîngântat. Prea multe impresii pentru o fetiță mică, a răspuns calm Max. Totul va fi bine. Liza se va obișnui. Ne vom obișnui și noi. Dormi. Dimineața. Coborând în bucătărie, Elena a văzut-o pe Liza. Fetița, îmbrăcată în pijamale, stătea desculță pe un scaun în fața frigiderului deschis. Liza, ce faci? a întrebat Elena, frecându-și ochii. Caut cârnați sau salam? a răspuns fetița. Hai jos de pe scaun, acum îți pregătesc micul dejun. Ia un măr deocamdată, a spus Elena. Nu vreau măr, vreau ciocolata pe care am cumpărat-o ieri cu Max, a spus Liza. Ciocolata nu se mănâncă pe stomacul gol. Elena a turnat lapte într-o cratiță și l-a pus pe aragaz. Întâi terciul, apoi dulciurile. Vreau acum. A strigat Liza, lovind cu piciorușul de sculți de podea. Elena a privit-o surprinsă. Liza părea că era hotărâtă să facă un scandal. Să fie capricioasă, dar Elena era calmă și rațională. Ascultă, Liza, ca să fii sănătoasă și frumoasă, trebuie să mănânci corect. Iar de la dulciuri fetițelor le apar coșuri pe față. Tu nu vrei asta, nu-i așa? Spuse ea, așezându-se pe vine în fața fetiței. Liza, cu obrajii umflați, tăcea. Doar 10 minute și ne așezăm să luăm micul dejun împreună, dar până atunci du-te, spală-te și aranjează-te puțin, continuă Elena. Fetița ieși din bucătărie, iar Elena se apucă să facă terciul. Nu o făcea prea des, dar acum înțelegea că seanduiciurile cu salam nu erau cea mai bună mâncare pentru un copil și încerca să fie atentă să nu se ardă terciul. Elena doar pentru câteva minute s-a dus să-și verifice emailul pe laptop, când auzi vocea Lizei. Uf! Ce miroase așa! Ți-a Spuse ea tare. Elena alergă spre aragaz și își dădu seama că Liza avea dreptate. Terciul arăta groaznic și mirosea și mai rău. Femeia, supărată, scoase o cutie de iaurt din frigider și o întinse fetei. Ei bine, nu o să fie terci, mănâncă iaurt, spuse femeia. Dar salam? Întrebă fetița, luând cutia din mâinile Elenei. O să avem și salam, și brânză, și pâine prăjită cu gem de zmeură, anunță vesel Max intrând în bucătărie. Dar e nesănătos, oftează Elena, ridicând din umeri, înțelegând că astăzi a pierdut lupta pentru alimentația sănătoasă. Max păgă rapid pâinea în prăjitor, tăie salamul și brânza în felii subțiri, le așeză pe farfurii și puse borcanul cu gem de zmeură pe masă. Cine ceai, cine cafea, spuse el vesel, așezând ceștile pe masă. Zilele treceau pe repede înainte. Elena încerca să facă față, îmbinând munca cu noua ei rol de mamă. Dar, dacă în afaceri lucrurile mergeau mai mult sau mai puțin bine, relația cu fetița nu se închega deloc. Liza s-a dovedit a fi un copil dificil fetița se atașa demonstrativ de Max și nu dorea deloc să respecte cerințele stricte ale Elenei. Max începu să primească apeluri de la editură, care îi reaminteau de termenul de predare al romanului. El se închidea câteva ore în birou, dar, auzind pe Lizei și Elenei, care anunțau o altă ceartă între ele, oftând, lăsa laptopul deoparte. Ce se întâmplă aici? Întreba el încercând să glumească, coborând scările. Liza nu vrea să învețe. Trebuie deja să începem să învățăm literele. Silabele. Spuse Elena clătinând din cap. Nu vreau să învăț litere, vreau să fac baie în piscină și să mă joc cu mingea, spuse Liza, bătând din picioruș. Există un cuvânt numit trebuie. Toți copiii de vârsta ta învață literele, iar unii deja citesc singuri cărți. – Mie o să-mi citească Max. Liza se lipi de el, ca și cum ar fi vrut să se protejeze de Elena. – Elena, ești ca mama ta, Aliftina Macarovna, a observat el nepăsător, zâmbind, ceea ce a stârnit indignarea soției sale. – Vrei să spui că sunt o profesoară strictă? – a exclamat Elena. – Eu doar vreau să fac totul bine, vreau ca Liza să învețe. Fetița i-a scos limba Elenei și a fugit în grădină. Îmi pare rău, eu nu asta am vrut să spun, a încercat Max să-și îmbrățișeze soția, dar ea i-a împins mâna. Atunci ocupă-te tu de ea. Eu mai am și alte lucruri de făcut. În mijlocul disputei, cei doi nu au observat când a intrat în casa Liftina Macarovna. Sprijinită de tocul ușii, ea privea schimbul de replici dintre fica și ginerele său strângând puzele nemulțumită. Bună, Aliftina Macarovna, a salutat-o Max, ieșind după Liza în grădină. Femeia a trecut prin bucătărie și s-a oprit lângă fereastră. Elena tăcea, realizând că mama ei a surprins într-un moment nepotrivit. Uite unde am ajuns. Nu au trecut nici două săptămâni de când a apărut acest copil și voi sunteți gata să vă distrugeți unul pe altul, a spus sarcastica Liftina Macarovna. Mamă, te rog, nu te băga în viața noastră! A exclamat Elena. Nu mă bag. Dar curând nu o să mai aveți deloc o viață împreună. Fetița asta o să vă dezbine și o să vă despartă. Sânge străin și moștenire proastă, a adăugat mama Elenei ridicând degetul. În toți acești ani de căsnicie nu mă amintesc să vă fi certat vreodată iar acum, uite în ce s-a transformat familia voastră. Mamă, te rog, pleacă. Nu vreau să discut problemele noastre cu tine, i-a cerut Elena. Oh, acum ai și cuvântul probleme un vocabularul tău, nu s-a oprit femeia. Aduți aminte când l-ai folosit ultima oară? Întotdeauna ați rezolvat totul calm. Fica mea, te rog, nu-ți strica viața predați fetița la poliție. Elena tăcea, întorcându-i spatele mamei sale. Inima era sfâșiată de durere și confuzie, neștiind ce anume făcea greșit. Aliftina Macarovna a mai stat un minut, apoi a ieșit demonstrativ, fără să-și a rămas bun nici de la fică, nici de la Max și Liza, care discutau ceva pe terasă. Elena, supărată, s-a așezat pe canapia și a început să plângă, neputându-și stăpânii lacrimile. Orice făcea pentru Liza părea să provoace doar proteste din partea fetiței. Dimineața, Liza mânca terciul cu dezgust, arătând clar cât de neplăcut era. Nu voia să studieze, declarând că preferă să se joace cu păpușile sau să facă baie în piscină. Să o culce seara era practic imposibil. Elena încerca să-i explice, să vorbească cu ea, să o convingă dar fetița doar contrazicea tot. Iar când apărea Max, Liza începea să plângă instantaneu, acuzând-o pe Elena că o necăjește. Elena simțea că este foarte obosită. Întotdeauna fusese obișnuită să obțină rezultate la muncă, făcând față chiar și celor mai dificile sarcini. În timpul negocierilor, putea să susțină chiar și cele mai imposibile puncte de vedere. Dar cu această fetiță de cinci ani, pur și simplu nu reușea să se descurce. Liza refuza să-i recunoască autoritatea. În plus, inventase un joc copilăresc, dar foarte viclean, pe care Max părea că nu-l observă. Cufundat în gânduri, Elena nici nu a observat când a intrat Liza în cameră. Fetița s-a așezat lângă ea și a mângâiat-o pe spate. Elena și-a șters rapid lacrimile, nevrând să-și arate slăbiciunea în fața copilului iartă-mă. Am crezut că faci asta intenționat pentru că nu mă placi. Dar Max a spus că pur și simplu nu ai mai avut copii înainte și nu știi cum să te porți cu ei, spuse Liza încet. Cuvintele Lizei au surprins-o și emoționat-o pe femeie. Privind fetița cu ochii plini de lacrimi, ea a izbucnit într-un plâns scomotos. A spus Max asta? Da, acum am înțeles totul o să fiu foarte cu minte și promit să te ascult. Doar să nu plângi, bine. Liza o privea direct în ochi pe Elena. Și femeia zâmb brusc, deși lacrimile încă nu se uscaseră pe față. Vrei să deschidem o cutie întreagă de bomboane și să le mâncăm pe toate? O întrebă pe fetiță. Vreau. Și cârnați și salam. O susținu vesel Liza când Max se întoarse acasă, găsi o scenă incredibil de amuzantă. Liza și Elena stăteau la masă și mâncau bomboane de ciocolată. Lângă ele, pe o farfurie, erau felii de salam, iar pe aragaz, în oală, fierbeau cârnații. Max, hai și tu! Îl invită pe soțul ei, Elena, cu o voce veselă și mulțumită. Se pare că salamul cu bomboane de ciocolată e o nebunie totală. Ce ți-am spus? Râse Liza mijindu și ochii și Trecuse o lună de când fetița de cinci ani apăruse în casa soților. Fericirea se stabilise în familie. Totul se învârtea în jurul lizei. Și cu fiecare zi care trecea. Max și Elena realizau că nu-și mai puteau imagina viața fără această fetiță energică, isteață și deșteaptă pentru vârsta ei. Însă fiecare dintre ei nu se putea opri din gândul la ce s-ar întâmpla dacă mama ei ar apărea. Într-o zi, un vechi prieten al lui Max și Elena, Evgeni, pe care soții îl numeau simplu John, le făcu o vizită. Aspectul său de polițist brutal se potrivea mai mult cu acest nume american dar cine e asta la voi? Întrebă surprins John, observând fetița care se juca în grădină. O rudă îndepărtată ne-a rugat să avem grijă de fica ei cât timp e plecată. Max nu era pregătit pentru întrebarea prietenului său, așa că a spus primul lucru care i-a venit în minte. Probleme, înțelegi? Aha, înțeleg. Și cât timp va sta la voi? Întrebă John, dând din cap în semn de mulțumire către Elena, care adusese cafea și cești pe o tavă și le pusese în fața bărbaților. Nu știu, de ce? Ridică din umeri stăpânul casei. Nimic, doar că autoritățile ar putea avea întrebări. John îl privi atent pe Max. Măcar documentele fetiței le-a lăsat ruda voastră îndepărtată? Bineînțeles, minți Max. John mai stătu puțin în vizită, privindu-se din când în când la Liza, iar apoi se pregăti de plecare, spunând că are alte treburi la serviciu. Prietenii s-au îmbrățișat la plecare. Sună-mă, dacă e ceva. Lui Max s-a părut că aceste cuvinte aveau un subînțeles, dar a făcut pe nesimțitul, de parcă totul era în regulă și el și Elena nu aveau nicio problemă. Iar seara, când Elena o culcă pe Liza, citindu-i, ca de obicei, o poveste înainte de somn, Max îi spuse soției. Ști, odată cu venirea Lizei în familia noastră, multe s-au schimbat. Sunt atât de fericit, că uneori mi-e teamă. Și mie mi-e frică. Ce ne facem dacă Vera ne găsește? Spuse Elena, gânditoare. Nu-mi pot imagina cum vom trăi, dacă râsul Lizei nu va mai răsuna în casa noastră. Ea nu ne va găsi și știi ce e cel mai ciudat? Liza nici nu-și amintește de mama ei. Părea ciudat nu doar pentru Max, ci și pentru soția lui. A doua zi, soneria ușii răsună. Elena și Liza, pe terasă, decupau niște figurine din hârtie colorată. Max se ridică de la laptop și se duse să deschidă. În prag stătea Vera. Bărbatul o privi mut de uimire, Incapabil să rostească vreun cuvânt. Cum ne-ați găsit? În cele din urmă, încercând să-și recapete controlul, co o întrebă el. Ei bine, ești un scriitor cunoscut. V-am găsit, îi răspunse tânăra. Am venit pentru Liza. Ea este la voi? Vera se ridică pe vârfuri, încercând să privească peste umărul lui Max. Da, desigur. Ele sunt pe terasă cu Elena. Vă rog. El o conduse către soția și Lisa, cu inima strânsă, încercând să-și imagineze ce se va întâmpla în continuare, cum va decurge întâlnirea dintre mamă și fică. Liza sări către Vera. Fetița, uimită de apariția mamei, Elena privi nedumerită spre soțul ei, iar acesta doar ridică din umeri, de parcă ar fi zis, nu știu de unde a apărut mi-a fost atât de dor de tine. Max se gândi că ar fi bine să o asculte pe Vera. Să explice ce s-a întâmplat și de ce a dispărut din tren, lăsându-le pe ei să aibă grijă de fetița ei de cinci ani. Liza, mergi să te joci în grădină, iar noi o să vorbim puțin. El îi spuse cu bâlândețe fetiței, iar Vera îi făcu semn să se așeze. Vrei ceai? O întrebă Elena pe tânără. Nu, mulțumesc. Mai trebuie să merg în oraș. În interior, Elena simți un fior rece la gândul că Vera o va lua pe fetiță. Ne puteți explica ce s-a întâmplat acum o lună? întrebă Max. Da, desigur, Vera în cuvință, coborând privirea. Vedeți, mama mea a fost bolnavă mult timp și a trebuit să iau niște împrumuturi mari. Iar în acel tren, nu știu cum, dar cei cărora le datoram bani m-au găsit. Mi-a fost foarte frică pentru Liza, așa că am fost de acord să merg cu ei și să le dau apartamentul mamei în contul datoriei. Vera stătea cu capul plecat, învârtind între degete cureaua unei genți uzate. Și unde veți locui acum? Cu ce bani o veți crește pe Liza? Întrebă îngrijorată Elena. Nu știu, o să mă descurc cumva. O să închiriez un apartament, o să-mi găsesc un loc de muncă. Tocmai peste o oră am un interviu. Cum, peste o oră? De deci ce o luați pe Liza chiar acum? Întrebă Max, iar inima lui începu să bată mai repede de neliniște. Tocmai despre asta voiam să vorbesc cu voi. Nu ați putea să mai stați puțin cu fetița mea, până am găsesc un loc de muncă și un apartament. Desigur, nu vă faceți griji, Vera. Aproape într-un glas, o asigurară Max și Elena. Vom avea grijă de ea cât va fi nevoie. Promit că nu va dura mult. Scuzați-mă, trebuie să plec. Tânăra se despărți repede de Liza și plecă. Restul zilei, Max și Elena au tăcut. Fiecare dintre ei se gândea că viața lor fericită alături de Liza se terminase curând, fetița va părăsi această casă și nu o vor mai vedea niciodată. În pat, Elena început prima discuția cu soțul. Trebuie să vorbești cu ea, spuse femeia, în timp ce își freca crema de mâini în piele. Despre ce? Întrebă Max. Știi bine despre ce. Să o convingi să ne lase Liza. Să scrie o renunțare la fetiță. Cum îți închipui că s-ar întâmpla asta? E mama ei. Max se uită uimit la soția lui. Niciodată nu o văzuse atât de plină de durere și disperare în privire. Mamă? Dar ce îi poate oferi fetiței ei? O viață la fel de sărăcăcioasă ca a ei? Educație. Ce va deveni Liza când va crește? Elena nu trebuia să vină cu aceste argumente. Max înțelegea perfect totul, dar nu știa cum ar putea să convingă o mamă să renunțe la propriul copil. Bine. Nu mai nu te enerva. Calmează-te. Voi încerca. El își îmbrățișă soția, strângând-o la piept. Peste câteva zile, Vera reveni la Elena și Max. De îndată ce trec cu pragul, tânăra anunță că a închiriat un mic apartament și și-a găsit un loc de muncă, Așa că astăzi era pregătită să o ia pe Liza. Auzind aceasta, fetița a început să facă mofturi. Nu vreau să plec, vreau să rămân cu Max și Elena, se plângea ea. Elena îl privi pe soțul ei, arătându-i clar că el trebuie să ia atitudine. Stai puțin, Vera, putem vorbi puțin? se adresă el fetei, conducând-o pe aleea din grădină. Da, desigur. S-au îndepărtat puțin, iar Max, inspirând adânc, izbucni. Înțelegeți, am vrea să vă rugăm să o lăsați pe Liza la noi, cum să spun. Pentru totdeauna. Max ridică ochii pentru a vedea reacția tinerei. Fața ei rămase impasibilă, de parcă nu ar fi fost vorba despre faptul că îi cereau să renunțe la propria fică. Înțelegeți, Vera. Avem tot ce ne trebuie pentru a o crește pe Liza cum se cuvine. Nu-i va lipsi nimic niciodată. Va avea cea mai bună școală, cei mai buni profesori, Liza va putea face dansuri, orice va dori. Și o vom iubi foarte mult, ca pe copilul nostru. Nu ne vom zgârci cu nimic pentru ea, și. 200.000. Rosti Vera cu un ton rece, fără să-l asculte pe Max până la capăt. Ce? Nu înțelese bărbatul. 200 de mii și semnez renunțarea la fica mea, răspunse tânăra. Bine. Max rămase uluit de o astfel de reacție. Pot să-ți dau banii chiar acum. 200 de mii de euro. Și fata ea voastră. Repetă mama Lizei. Max amuți. Era o sumă enormă. Ei bine, ascultă, Vera încercă el să negocieze. Aveți trei zile. Iar până atunci plecăm cu Liza. Sunați când găsiți banii. Vera porni pe alea din grădină, în direcția unde o așteptau Liza și Elena. luând o pe fetiță de mână, ea ieși pe poartă fără să se uite înapoi. Când Max îi spuse soției câți bani ceruse Vera pentru fica ei, Elena rămase fără cuvinte. Am putea încerca să facem un credit. Max se plimba pe terasă de la un capăt la altul. Iar Elena privia grădina, ca și cum ar fi fost goală. Nu înțeleg cum poate să-și vândă copilul. Ca și cum ar fi un obiect. Astfel de mame ar trebui să fie decăzute din drepturile părintești. Ar trebui să o raportăm la protecția copilului. Să o ia pe Liza de la ea. Încetează nici pe noi nu ne vor lăuda pentru această propunere a verei. Tu însă ți-ai vrut să-i dai bani pentru a semna renunțarea. Dar aceștia sunt niște bani nebuni. Chiar dacă primești onorariul pentru romanul pe care l-ai predat la editură zilele trecute, tot nu vom aduna suma asta. Elena era aproape de a nebuni, neștiind unde să găsească banii. Îi voi împrumuta. Voi cere de la toți cei care pot să ne împrumute ceva. Și, desigur. Va trebui să folosim toate economiile noastre. Dar vom câștiga din nou, doar ca să o avem pe Liza cu noi. A doua zi, el l-a sunat pe John. Salut. Mă bucur să te aud. Cum ești? Totul în regulă? Răspunse vesel polițistul. Da, totul e bine. Doar voiam să vorbesc cu tine. Ai o clipă liberă? Îl întrebă Max. Da, ne vedem în cafeneaua de lângă secție într-o oră. Max ajunse la cafenea, unde John îl aștepta deja. Polițistul lua prânzul cu plăcere. Cei doi bărbați s-au salutat, iar Max îi povesti pe nerăsuflate prietenului că are nevoie de bani, inventând pe loc o poveste despre cum el și soția lui plănuiau să cumpere un apartament în centrul orașului. Îi spunea despre oferte excelente, priveliști superbe și amenajări moderne. Dar John, obișnuit cu munca de teren, nu era ușor de păcălit. După ce Max termină de vorbit, îl întrebă dacă îl poate ajuta. De ce îți trebuie un apartament, Max? întrebă polițistul, ștergându-și gura cu un șervețel. Ai o casă grozavă, aproape de oraș. Ei bine, mi-a venit chiar la bătrânețe. Răspunse Max, nu prea convins. Ești ciudat, prietene. Acum toată lumea vrea să se mute din blocuri în case separate, cu grădină, parcare privată și gard. Polițistul se lăsă pe spătarul scaunului, privindu-le pe prietenul său cu neîncredere. Hai, zimi adevărul. O să-ți dau jumătate din bani, dar vreau să știu în ce te-ai băgat. Max își plecă ochii, oftă și îi povesti prietenului întreaga situație din ultima lună. Aflând totul, polițistul reflectă. De ce îmi dai bani? Îl întrebă Max. Ți-am spus că îți dau cât am. Dar nu-mi place deloc povestea asta. Scutură din cap John. Hai să zicem că închid ochii la înțelegerea asta cu Vera, deși ca polițist n-ar trebui să o fac. Dar cum o să trăiești și o să crești un copil știind că l-ai cumpărat? John, te rog! Cum vrei să o numești? Ceea ce faci se numește răpire de copii. Ridică polițistul din mâini. Nu mai spune asta. Ea doar va semna renunțarea la copil. Multe mame fac asta, și nu e nimic. Da, da, sigur. Bine, trebuie să plec ne vedem mâine la aceeași oră. Îți aduc banii. Dar gândește-te bine. Mulțumesc. Îi mulțum Max, dând din cap la despărțire. Când ajunse acasă, îi povesti Elenei că John știa acum despre dorința lor de a o lua pe Liza. De ce i-ai spus totul? Știi bine cum e, o să înceapă să sape și să se intereseze și o să strice totul. A promis că nu va interveni, spuse Max cu un ton întunecat. Ambii soți nu-și găseau locul și au decis să meargă în oraș pentru a-și distrage gândurile. Casa le amintea de faptul că Liza alerga recent pe acolo, iar râsul ei de copil răsuna peste tot. Inițial, au decis să se plimbe prin parc, dar și acolo totul le amintea de Liza. Cum îi plăceau caruselurile și cum mâncau înghețat împreună, iar fetița își murdărise nasul. Ce zici să mergem la mol și să-i cumpărăm ceva lisei? Propuse Elena. Se va întoarce, iar acasă o vor aștepta jucării și haine noi și frumoase. Max nu-i putut refuza soției. S-au urcat în mașină și au plecat spre centrul comercial. Elena a intrat la cumpărături, iar soțul a decis să rămână afară, așteptând-o în mașină. Capul îi era plin de gânduri diverse. N-așteptat, cineva bătu un geam. Max își întoarse capul și o văzu pe Vera. Bărbatul se grăbi să iasă din mașină. Vera, tu ești. Cum vezi, zâm fata. Dar ai spus că banii să fie gata în trei zile. Nu am reușit încă să strâng întreaga sumă. Am vrut să văd cum merg treburile voastre, declară tânăra cu nerușinare sau poate că ar trebui să caut alți cumpărători pentru fică mea. Max rămase uimit de aceste cuvinte. Dar brusc telefonul mobil din mașină începu să sune. Așteaptă o secundă, trebuie să răspund, îi spuse el și se așeză din nou în mașină. Era John. La naiba, nu putea să sune într-un moment mai nepotrivit, gândi Max și atinse ecranul. Alo, John, ce s-a întâmplat? Întrebă el, privindu-o pe Vera cum mergea încet pe trotuar. Max, ascultă-mă bine. Conform informațiilor noastre, Vera ar putea fi o escroacă, căutată de câțiva ani în toată regiunea, spuse polițistul. Fetița nu e fiica ei. A răpit-o de la un orfelinat acum un an. Mă auzi? Max încremeni, ascultându-le pe prietenul său. Iar Vera se apropia de o mașină roșie, luxoasă. Max, nu acționează singură, are un complice. John continua să vorbească rapid la telefon, dar Max, văzând cum Vera urcă în mașină și aceasta pleacă de pe trotuar, răsuci cheia de la contact. Bărbatul se grăbea să urmărească mașina Verei, șerpuind printre alte autoturisme, temându-se că va pierde vehiculul de lux din vedere. Uita complet de orice altceva, dorind doar să o prindă pe Vera și să afle despre Liza. Unde se află fetița? De unde a luat-o? Oare este adevărat că a răpit-o din orfelinat, așa cum a spus John? În cele din urmă, mașina ieși din oraș și intră într-o zonă de case de vacanță. Încercând să nu fie observat, Max continuă să o urmeze. Vehiculul se opri lângă o casă veche. Vera cobor, iar șoferul rămase în mașină. Tânăra intră pe o poartă de lemn dărăpânată și o închise după ea. Max nu mai așteptă și ieși din mașină, urmând-o. Vera. O strică el încet, intrând în casă, dar nu primi niciun răspuns. Făcu câțiva pași și simți brusc o lovitură puternică în cap. Se prăbuși pe podea. Max se trezi câteva minute mai târziu, simțind cum îl doare ceafa. Paș răsunau pe podea, iar fiecare pas îi amplifica durerea din cap. Idiot! A crezut că nu l-am observat că mă urmărește tot drumul. Și, înainte de asta, a mers la secția de poliție, s-a întâlnit cu un polițist, spuse cineva. Crezi că a aflat tot? E foarte rău pentru noi, întrebă Vera. Trebuie să ne cărăm. Unde e fata? Întrebă el. Doarme. I-am dat somnifere, răspunse bărbatul. S-a săturat de atâtea plânsete și văicăreli. Bine, strânge lucrurile, trebuie să plecăm, îi spuse Vera, începând să-și adune lucrurile într-un rucsac mare. Max deschise ochii și încercă să evalueze situația. În timp ce nimeni nu-i acorda atenție, se ridică încet și se năpustie asupra lui Nichita. Între cei doi izbucni o luptă pe podea, iar Vera, cu rucsacul în mână, rămase blocată de indecizie. Max, care acum știa totul, nu putea fi lăsat în viață. Însă Vera nu putea să-i despartă pe cei doi și să-l ajute pe Nichita. Făcând o mișcare bruscă, ieși pe ușă, luând și geanta lui Nichita în care se aflau toate economiile lor să se descurce ei cumva, eu trebuie să-mi salvez pielea, gândi ea, ieșind din casă. Vera alergă spre poartă și, ieșind pe stradă, se opri brusc. Patru polițiști cu armele îndreptate către ea o priveau fix, iar în depărtare se auzi sirena unei mașini de poliție. Fără mișcări bruște. Spuse John, dând din cap spre casă. Ticăloșilor. Tot nu veți putea dovedi nimic. Șuieră Vera, scuipând pe pământ. Nici nu-ți face griji. Avem atâtea dovezi împotriva ta și a lui tău, că veți avea parte de o vacanță foarte lungă în locuri mai puțin primitoare. Unde preferi, în Mordovia sau în Ural? Zâng John. Vera întoarse capul și văzu cum Nichita era scos din casă în cătușe. Imediat după el ieși și Max, purtând o peliza în brațe. Trecuse o lună. A fost cea mai dificilă perioadă pentru Elena și Max. După tot ce se întâmplase, soții deveniseră și mai apropiați unul de celălalt. În fiecare zi se gândeau doar la un singur lucru, să vină momentul în care Liza să se întoarcă în casa lor. Să le umple din nou casa cu râsul ei. Îți amintești cum nu mă asculta, cum făcea mofturi și chiar încerca să fie obraznică. Zâmbi Elena Desigur, am crezut că nu veți reuși niciodată să găsiți un limbaj comun. Dar liza noastră s-a dovedit a fi o fetiță bună și înțelegătoare, răspunse Max. Știi, acum chiar mi-ar plăcea să facă mofturi și să refuze să meargă la culcare, numai să fie lângă noi. Mi-e atât de dor de ea, dragule. Știu, mai ai puțină răbdare. Nu mai e mult. Max o îmbrățișă pe soția lui și suspină adânc. În ziua în care John aflase povestea spusă de prietenul său, polițistul nu putuse să scape de gândul că se afla întâmplător pe drumul către descoperirea unei întregi serii de infracțiuni. După întâlnirea cu Max, începuse să studieze documentele și găsise multe asemănări cu escroaca căutată și fata despre care îi se povestise dar trebuia să verifice totul cu atenție și să nu o alerteze pe infractoare, care reușise de prea multe ori să scape de sub nasul poliției. Din acest motiv, John considerase de datoria lui să-l avertizeze pe Max. Nu se știa ce greșeli ar putea face prietenul său, care visa să o ia pe fetiță în grijă. Dar nu reușise să vorbească normal cu Max. Acesta închisese telefonul fără să-l asculte pe John până la capăt. La câteva minute după aceea, John fusese sunat de Elena. John, Max a dispărut. Am ieșit din centrul comercial și nu l-am mai găsit nici pe el, nici mașina, îi spuse femeia îngrijorată. Nu-ți face griji, o să-l găsesc, o liniști polițistul, gândindu-se că spera ca telefonul lui Max să nu se fi descărcat. Le-au luat doar câteva secunde polițiștilor să depisteze locația telefonului lui Max. Punctul de pe ecran se deplasa pe șosea, îndreptându-se spre casele de vacanță de la marginea orașului. După mine. Comandă John echipei sale și ceru întăriri. Polițiștii nu avuseseră dificultăți în a-l ajunge din urmă pe Max, iar de acolo totul a devenit o simplă formalitate dimineața noului zile era plină de emoție și bucurie. Elena s-a ridicat de vreme din pat, mângâindu le cu tandrețe pe Max pe păr. Astăzi îi așteaptă multe emoții, iar Elena a hotărât că tocmai în această zi îi va spune soțului vestea cea mai importantă, pe care cu greu o ascundea de el de câteva zile. Trezestete pentru Sonia, avem încă multe de făcut, i-a spus ea bâlând, observând că Max se trezește. Elena a coborât la parter, a apăsat butonul aparatului de cafea, pentru a se trezi complet sub aroma proaspătă a băuturii. Inspirând mirosul cafelei, ea se uita pe fereastră. Toamna se apropie. Natura deja sugera schimbarea anotimpului prin frunzele ușor îngălbenite din copaci. Elena s-a gândit brusc că, dacă nu ar fi fost de acord atunci cu Max, refuzând călătoria la mare, unde fusese răfericiți cu mult timp în urmă în luna de miere, nimic din toate acestea nu i s-ar fi întâmplat. Deci, oamenii au dreptate când spun că totul se întâmplă pentru bine. Dumnezeu dă atâtea încercări câte un om poate suporta și cu siguranță îl răsplătește mai târziu pentru răbdare și înțelegere. Bună dimineața, iubito! Soțul a intrat în bucătărie, unde l-a aștepta deja o ceașcă de cafea și a sărutat-o pe soție te iubesc atât de mult. Mulțumesc. A șoptit Elena, uitându-se în ochii lui. Pentru ce, iubito? Se miră Max. Pentru tot. Și mai ales pentru că m-ai convins să mergem în vacanță. Pentru că ai cumpărat bilete nu la clasa întâi, ci la cușetă. Dacă nu erași tu, nu am fi fost niciodată atât de fericiți. Da, ai dreptate dacă atunci nu ne-am fi pregătit de această călătorie, nu am fi cunoscut-o pe Liza, în cuvință zâmbind soțul. Bine, toate discuțiile și mărturisirile le lăsăm pentru seară. Acum trebuie să ne pregătim. Curând toți vor începe să se adune. Elena s-a agitat, punând ceașca în chiuvetă. S-a grăbit să meargă în camera copilului pentru a face ordine și a aranja noile jucării, cumpărate special cu ocazia sosirii Lizei. Toată luna aceasta a colindat magazinele, cumpărând zeci de urși de pluș, iepurași și cele mai moderne păpuși și haine frumoase pentru fată. Acum, privind la toate aceste bogății pentru copii, își imagina bucuria Lizei. Max, ai aflat la ce oră va veni tortul? Au promis la ora trei, a răspuns soțul din camera de zi dar baloanele și decorațiunile când vor fi livrate? Trebuie să fie totul gata în grădină până la sosirea Lizei, spunea Elena cu îngrijorare. Și baloanele vor ajunge tot la trei. El asambla o căsuță mare roz pentru păpuși, destinată Lizei. Fruntea bărbatului era încruntată în timp ce analiza schema, potrivind ba o piesă, ba alta. Casa s-a umplut de și mai multă agitație când a sosit leftina Makarovna. Femeia s-a apucat imediat să pregătească cina festivă, punând puiul marinat în prealabil în cuptor și tăind salate. Mama Elenei nu s-a împăcat la început cu apariția Lisei în casa lor. Dar când a aflat întreaga poveste a fetei, s-a înduioșat față de ea. Cred că o să deschid eu, probabil a sosit John. Și așa a fost. Prietenul lui Max și al Elenei Sosise. În mâinile bărbatului se afla un iepuraș rozuriaș, aproape că nu se putea vedea polițistul din spatele lui. Oho, Liza o să fie în extaz, a aprobat Max alegerea prietenului. Iale de la mine, te rog, a spus John pe un ton glumeț. De ce le plac copiilor jucăriile mari? Te înșeli, John. Copiilor le plac mai degrabă cele mici, dar adulții cumpără mereu mari. Probabil pentru că nu s-au jucat suficient în copilărie. John s-a așezat la masă, iar Max s-a așezat în fața lui. Am sunat. Directoarea orfelinatului e deja pe drum. Liza e cu ea, a anunțat polițistul. John, o să ne povestești în sfârșit despre această vera? Lisa a alăturat Elena, nu ne-ai spus niciodată povestea. Ei bine, ascultați, dacă vreți să știți. Vera a fugit de acasă când era doar o tânără fată. Mama ei bea, fata a răbdat, dar când un prieten al mamei a violat-o, a plecat. Atunci Nikita a luat-o sub aripa lui. Ia cel băiat care a fost prins la cabana de la țară? Întrebă Max. Da, dar el făcea de mult timp furtișaguri mărunte și, cunoscând-o pe Vera, a făcut-o complicea lui. Împreună jefuiau șoferii de mașini, ea îi distrăgea, iar el fura gențile din interiorul mașinilor. La prima vedere, nici nu ți-ai dat seama. Săraca fată, a spus Elena. În ape liniștite se ascund demonii, a adăugat Leftina Macarovna. Dar Nikita nu era un hoț obișnuit, avea ambiții. Își dorea mai mult, a continuat polițistul povestea. Nu știu cine l-a inspirat să facă ceea ce azi numim răpire. Însă el a planificat bine totul. Pentru că nu e ușor să răpești un copil dintr-un orfelinat. Și apoi trebuie să găsești pe cineva dispus să plătească. Asta înseamnă că nu s-a așezat întâmplător lângă mine în parcul spitalului când o așteptam pe Elena? Întrebă Max. Da, probabil cineva din personalul medical l-a informat. Știau că sunteți oameni cu bani și că nu puteți avea copii. Acum înțeleg de ce Nikita s-a apropiat de mine atunci, când o așteptam pe Elena în fața clinicii. Deja își pregătea terenul. Da, exact. El ți-a dat ideea să plecați în vacanță, pentru că, la momentul potrivit, să vă întâlniți cu Vera și Liza. Și ce a urmat? Vă supravegheau și improvizau. Liza nu a fost aleasă întâmplător. Vârsta era potrivită, avea doar patru ani atunci era complet orfană, așa că, dacă orfelinatul nu ar fi găsit copilul, nimeni nu ar mai fi căutat-o. Cum pot fi oamenii atât de lipsiți de suflet? A exclamat Elena. Cazul este deja înregistrat. Li se impută mai multe infracțiuni, dar cel principal va fi cazul Lizei. Un sunet de la ușă le-a întrerupt conversația. Max și Elena s-au privit în ochi. Au sosit. Cei doi soți au fugit afară pentru a întâmpina fetița pe care o așteptau de o lună, dar, ca să fie mai exacți, o așteptau întreaga lor viață. Ușa s-a deschis, iar fetița a năvălit pe poartă, alergând către brațele lui Max care a ridicat-o și a început să o învârtă, râzând cu bucurie. Iată-o pe Liza voastră, spuse, salutând, angajata orfelinatului. Vă mulțumim din suflet, o mulțum Max. Liza, draga noastră, scumpa noastră, cât de bucuroși suntem că te-ai întors, o îmbrățișa Elena pe fetiță, iar apoi și pe soțul ei. Te-am așteptat atât de mult. Am pregătit atâtea lucruri iar cărnați din bomboane de ciocolată sunt? Întrebă Lisa, stârnind un râs puternic din partea Elenei și a lui Max. Cât îți dorești, scumpo, cât îți dorești? Îi răspunse Elena zâmbind. Acum o să fiți părinții mei? Întrebă fetița. Iar tu vei fi fetița noastră, cea mai iubită fetiță. Îi răspunse Max, ținând-o de mână. Încet, au pornit spre casă. Elena și-a privit soțul și a făcut semn cu degetul, șoptindu-i, dar de ce cea mai iubită? Părinții buni trebuie să-și iubească la fel toți copiii. Max s-a oprit în mijlocul curții, uitându-se atent la fața soției sale. Vom avea în curând un bebeluș. Sau poate o fetiță. Spuse calm femeia. Nu se poate, murmură Max uimit. Liza a auzit totul și a fugit repede la Leftina Macarovna și John, care deja îi întâmpinau la ușă. Ura! O să am un frățior sau o surioară? Anunță ea cu glasul său cristalin, din vestea pe care Elena o păstrase câteva zile pentru a o spune în această zi fericită. Directoarea orfelinatului privea totul de la distanță, zâmbind în timp ce urmărea acești oameni fericiți, uniți într-o familie iubitoare. Cea mai mare dorință a ei era ca toți copiii din orfelinat să aibă norocul de a găsi astfel de părinți buni, iubitori și sinceri.